Vă așteptați vacanța? E frumos la școală, spun cei mai mulți dintre elevii din clasele primare, însă vacanța e întotdeauna așteptată cu ardoare de cei mici. Îmi place că mai mergem la bunici și ne mai distrăm. Mă duc la bunici, așa. Mă mai întâlnesc cu o prietenă. Ia spune-mi, tu aștepți vacanța? Da. Ești încântată sau așa mai puțin? Încântată. Dar de ce aștepți vacanța? Că mă duc la o mătușă de-a mea care stă la Bârlad. Că pleci și tu în plimbare. Da. Ia spune, unde e mai frumos? Când e mai frumos? În vacanță sau la școală? În vacanță. De ce? Că poți să te mai mult. Deși vacanța e doar de o săptămână, dascăl iau întotdeauna câteva recomandări pentru elevi. În această săptămână în care vă relaxați, e bine, vă sculați mai târziu, vă duceți în vizită, vă jucați mai mult, dar, să nu uitați că săptămâna trece și veniți la școală și nu legați cartea de gard. Vă recomand ca să citiți în fiecare zi măcar o pagină și după aceea ce ai citit să vorbești cu mama, cu tata sau de ce nu, cu un coleg. Tot vorbiți voi la telefon și pe mes. Din ce știi tu că nu prea stăpânești la matematică, dă-ți singuri exerciții. Suntem la adunarea și scăderea cu trecere peste ordin și ne cam dă dureri de cap. Dă-ți tu o temă. Eu fac 3 exerciții pe zi. Eu nu vă dau temă, dar când venim la școală, sarcinile sunt sarcini. Cine vrea foarte bine, va lucra singur. Deci să fiți exigenți cu voi. Următoarea vacanță de care vor beneficia toți elevii din învățământul preuniversitar este programată în perioada 21 decembrie-5 ianuarie 2014. Semestrul întâi va continua până la sfârșitul lunii ianuarie. În perioada 1-9 februarie 2014 elevii vor fi din nou în vacanță. Semestrul al doilea va începe pe 10 februarie și se va încheia pe 20 iunie 2014. În perioada 12-22 aprilie fiind programată vacanța de primăvară.